Gruzilor școlii desfășurați o activitate în cinstea cui? Cine zice? De ce am ales noi să facem activitatea asta, Eco? Zi. Ca să apărăm, mediul, pentru că este ziua mediului în 5. Da, bravo! Și am zis că voi deja sunteți mai mărișori și înțelegeți ce înseamnă grija față de mediul în care trăim. Este foarte important. Dincolo de sănătatea noastră, este foarte importantă sănătatea mediului și, de fapt, între cele două e o strânsă legătură. Am înțeles că voi ați făcut tot felul de activități astăzi și vreau să vină câte un reprezentant de la fiecare clasă și să ne spună ce ați făcut. Rachea mea este făcută dintr-un sac de gunoi și pe ea am aplicat hârtie clifonată. Șnurul este făcut din sac de rafie și cordonul de la gât la fel și pe el, am aplicat și pe aceste șnuri am aplicat florile din hârtie. Mulțumim, aplauze pentru Lumina, o ținută special aici. Costumul meu este făcut din sac și sac de rafie, carton și hârtie. Și semnele vergiclării sunt făcute din hârtie. Mulțumim, Luca! Să vedem, Roxana! Roca mea este făcută din sac de rafie. Fracul și papionul sunt făcuți din saș de gunoi și, bastonul din lemn pe este care mă îndoamnă cât e preponată. Mulțumim, Alex, foarte interesant. Teodora. Această rochie este făcută din saș de gunoi. Din saș de gunoi de culoare verde și alb. Din staniol am făcut frajurile. Sunt din staniol și pe partea de sus am pus culori din hârtie colorată decupate de mine, iar la gât am pus o panică cu costuri. Bravo, foarte frumos, interesant. Mulțumim, hai să vedem, Amalia. Eu am o roche din hârtie preponată și fiselină, un buchet tot din aceleași materiale. Și am ales aceste materiale pentru că se pot recicla. Mulțumim foarte mult, foarte interesant. Dedesubt este o materială. Îți mulțumim mult. Ciuta mea este formată din sac menajer și este o pelerină de plată. Îți mulțumim mult. Să vedem, Drănuț. Ciuta mea este formată din sare și șobelțul din carton acoperit cu sare și pantalonul este făcut din saș de noi. Mulțumim frumos, altcineva? Ținuta mea este formată din hârtie, pentru pacheta cadouri și banii. Mulțumim mult, altcineva? Costumul meu este din saci menajer. Îți mulțumim, să vedem costumul tău foarte interesant de strie. Costumul meu este confecționat din pungi și ornat cu floricele și hârtie creponată. Îți mulțumim și în sfârșit un costum, o costumație, o realizare deosebită. Ia spune-ne, cum ai făcut-o? Costumul meu este făcut din ziare. Poți să-mi împrumut și mie umbrela asta? Mulțumesc frumos!